Organizată de Primăria Municipiului Hunedoara, dedicată atletei Maria Cioncan, începe cu intonarea imnului național. A comemora pe Maria Cioncan, o emblemă a Hunedoarei, care, din păcate, a plecat prea repede dintre noi. Maria Cioncan este cetățean de onoare al municipiului Hunedoara, dar și al municipiului Cluj-Napoca și al comunei Maieru. Ea reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Atena, care s-au desfășurat în cursul lunii august 2004, unde s-a calificat la proba de 800 de metri și a câștigat medalia de bronz în finala probei de 1500 de metri. A fost prima sportivă legitimată la un club din municipiul Hunedoara, care a obținut o medalie la Jocurile Olimpice. Vă propun să ne amintim câteva momente importante din biografia atletei. Maria Cioncan s-a născut la 19 iunie 1977 în localitatea Maieru, din județul Bistrița-Năsăud. A început să practice atletismul în anul 1991 la Clubul Sportiv Școlar din Bistrița. În noiembrie 1996, după ce s-a mutat la Hunedoara, a început pregătirile cu antrenorul Ștefan Berexazi. În primăvara anului 2000 a participat la 4 concursuri, dintre care a câștigat 3, devenind astfel campioană balcanică în proba de 1500 de metri. În anul 2001 s-a clasat pe locul 3 la Stockholm, apoi pe locul 1 la Budapesta, unde a alergat pentru prima dată într-o cursă de 3000 de metri. În același an a câștigat 4 medalii de aur la campionatele naționale în sală și în aer liber. În 2002 avea să obțină cea mai bună performanță a anului în proba sa preferată, 1500 de metri, devenind lider mondial. În 2004, la Olimpiada de la Atena, a realizat cea mai mare performanță a sa, medalia de bronz în proba de 1500 de metri. Dumnezeu să odihnească în pace. O invit alături de mine pe doamna profesor Marieta Ilcu, care
nu doar că a fost colegă, dar dintre noi, cei prezenți aici, a cunoscut-o cel mai bine. O rog să adreseze câteva cuvinte. Iată-ne astăzi aici să ne aducem aminte pentru a 11-a oară de Maria Cioncan. Așa cum ne-a amintit domnul primar, Maria rămâne un simbol al orașului Hunedoara pentru performanțele pe care le-a amintit aici domnul Bobăuțanu. Sigur, atletismul este sportul numărul 1, fără să vreau să supăr cumva pasionații și iubitorii de fotbal. Este adevărat. Fotbalul este un fenomen social care prinde foarte mult. Însă atletismul, de-a lungul timpului, România a fost reprezentată la marile competiții mondiale, Jocuri Olimpice, Europene și toate celelalte de atleți. Și în special Hunedoara. Așadar, Hunedoara rămâne cunoscută în lume prin atletism. Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, pe care îl conduc de ceva vreme, are secție de atletism. Ne străduim să ducem mai departe tradiția atletismului hunedorean. Și în anul 2017, Hunedoara, județul Hunedoara și România a fost reprezentată la competițiile internaționale de sportivi din județul Hunedoara, pregătiți de profesori de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara. La Festivalul Olimpic al Tineretului European de astăvară din iulie de la Ghior, CSS Hunedoara, clubul din Hunedoara, a fost reprezentat de doi sportivi. De sportivul Popa Patrick Mihai, alergător de 100-200 de metri, antrenat de profesorul Bucur Florin, și de Iacob Victor, natație, antrenat de profesorul Ardelean. De asemenea, la campionatele naționale, să vă fac un bilanț, pentru că tocmai suntem la început de an și l-am făcut la sfârșitul anului 2017, Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, la cele 5 secții pe care le avem, a obținut 78 de medalii de aur, 55 de argint și 34 de bronz. Așadar, sportul hunedorean trebuie să meargă mai departe. Ne bucurăm că îl susțineți, ne bucurăm că sunteți susținătorii noștri pentru competițiile la care participăm și pentru că suntem aici, ne aducem aminte cu drag de Maria, ne aducem cu drag aminte și dau exemplu mereu sportivilor noștri de tenacitatea ei, de dorința ei de a învinge, de dorința ei, puterea de a lupta pentru Hunedoara, județul Hunedoara și România. Ne aducem aminte cu drag de tine, Maria, în fiecare an. Mulțumesc frumos!
depune coroana Partidul Social Democrat. Se pregătește Partidul Național Liberal. Alianța Liberalilor și Democraților. Se pregătește Club Sportiv Școlar Hunedoara. Hunedoara.
Thank you.